Salutare! Numele meu este Nicolae Georgel din Iași, distribuitor internațional al companiei Enagic din Japonia. Compania Enagic care fabrică astfel de dispozitive ionizatoare de apă caldă. În imagine avem dispozitivul Leveluca 8, iar în acest video o să învățăm cum să curățăm corect acest dispozitiv. Foarte ușor, foarte simplu și frumos. Primul pas. Avem settings, în ceea ce privește dispozitivul, settings, apăsăm opțiunea settings, după care avem opțiunea e-cleaning, după care el ne întreabă dacă vrem să curățăm. Noi afirmăm, aprobăm că da, după care dispozitivul ne solicită să luăm tancul de curățare al dispozitivului, care arată cam așa, iar în acest tank de curățare vom adăuga două piculețe de acid citric, pe care le găsiți în cutia aparatului în momentul în care îl primiți. Luăm aceste două pliculețe și le adăugăm în tancul aparatului. Înainte de aceasta, desfacem acest căpăcel, înlocuim tancul de electrolit cu tancul în care vom face curățarea, se deschide cu ușurință, trebuie să fiți foarte atenți, cleaning tank. Ok? Cei care ați achiziționat un astfel de dispozitiv cu ceva luni în urmă, o să vedeți că acest tank de curățare este de culoare verde și are o supapă. Este puțin diferit. S-au updatat și au creat astfel de tancuri, dar amândouă se folosesc cu ușurință. Luăm un astfel de plicuță. Se desface cu foarte mare ușurință. Îl desfacem și pe cel de-al doilea. Aceeași procedură. Am pus cele două pliculețe de acid citric, iar aparatul ne informează că trebuie să adăugăm în acest tanculeț 370 de ml de apă. Ceva de genul trebuie să ajungem până în zona aceasta. Ok? După ce adăugăm cei 370 de ml de apă, oprim robinetul și suntem foarte atenți ca acest căpăcel al tancului să fie închis corect. Avem două săgetuțe, da? Să fie cap în cap. Închidem. Înainte să introducem tanculețul, trebuie agitat pentru a se dizolva acidul citric în apa pe care am adăugat. Am terminat de agitat și îl introducem în aparatul nostru. După ce am introdus tanculețul de curățare, apăsăm OK. Am făcut ceea ce el ne-a solicitat. Iar acum ne informează că trebuie să eliberăm aparatul de filtrul pe care îl deține. Avem o siguranță pe care trebuie să o desfacem. Se desface cu foarte mare ușurință. O punem deoparte. Scoatem filtrul. Foarte mare atenție. Filtrul are aceste garnituri, după cum observați, una dintre ele a rămas în interior, niciodată să nu dublăm aceste garnituri, și luăm acest căpăcel de curățare. Acest căpăcel va trebui adăugat fără una dintre garnituri, pentru că una ne-a rămas acolo. Îl poziționăm. După ce îl poziționăm, luăm siguranța, o adăugăm, vedeți că ea are, cum se spune, o cătare. Ok? Suntem foarte atenți la acest aspect și se închide foarte, foarte simplu, foarte ușor. După ce am închis această siguranță, anunțăm aparatul că efectiv am înlocuit filtrul cu capacul de curățare. În acest moment, tot aparatul ne anunță că trebuie să luăm acest dop roșu, pe care de asemenea îl găsim în cutia aparatului, și îl adăugăm furtunelului de jos al aparatului. După ce am făcut această operațiune, apăsăm în continuare OK, am anunțat aparatul că am îndeplinit ceea ce ne-a solicitat și start. După cum observați, ne apare aici timpul în care aparatul va sta la curățare. Curățarea durează aproximativ 3 ore. 3 ore îl lăsăm să se curețe, după care revenim. După cum observați, procesul de curățare al dispozitivului s-a încheiat.
De asemenea, dispozitivul ne anunță ce trebuie să facem ca să-l repunem în funcțiune. Primul pas. Please remove the cap from the secondary hose. Facem exact ce am făcut înainte, doar că trebuie să inversăm procedura. Scoatem căpăcelul cel roșu, anunțăm că am îndeplinit. Ne anunță să repunem filtrul aparatului în funcțiune. Aceeași procedură. Scoatem cu foarte mare ușurință această siguranță. Scoatem căpăcelul de curățare. De data asta observați că el a ieșit cu cele două garnituri. Foarte important acest aspect, mă repet. După care luăm filtrul aparatului, îi adăugăm garnitura care lipsea, îl poziționăm, garnitura, sau siguranța, scuze, siguranța, după cum vedeți, se pliază cu foarte mare ușurință, asta înseamnă că am poziționat-o corect. Mai departe, ne anunță că trebuie să eliberăm aparatul de tancul de curățare. Punem tancul de curățare deoparte și luăm tancul de electrolit și-l adăugăm dispozitivului. Următorul pas, îl anunțăm că am îndeplinit toate cele solicitate. El ne anunță că din acest moment trebuie să dăm efectiv drumul la apă. Acest proces, o să observați, durează aproximativ 300 de secunde. Lăsăm să curgă apa timp de 300 de secunde. După cum observați, mai sunt 10 secunde și trebuie să închidem apa. Aparatul ne va anunța că apa trebuie oprită, iar el va putea funcționa din nou corect. Ne anunță că trebuie să închidem apa. Am închis apa și ne anunță că procesul de curățare a fost completat cu succes. Adăugăm cele două căpăcele din zona de curățare și zona de curățare. Iar aparatul este din nou bun pentru a fi utilizat. Toate acestea fiind spuse, vă urez succes în utilizarea acestui dispozitiv. Aveți nevoie de mine sau de informații suplimentare, mă găsiți la numărul de telefon adăugat pe ecran.